Bună ziua! Bună ziua! Sunteți gata? Da. Da, suntem închis. Stimați cetățeni, bună ziua! Bună ziua, presa! Azi am ieșit la acest briefing ad hoc, spontan, în legătură cu evenimentele care s-au produs azi noaptea în orașul Căușeni. A suferit familia unui activist al platformei DA din Căușeni, domnul Mihail Bobecov, care este alături de mine. Este consilier municipal în Căușeni. Este unul din liderii protestului agricultorilor din luna august. Un fermier foarte bun și probabil cunoaște toată lumea deja că azi noaptea chiar sub camerele video un individ a dat foc la automobilul familiei Bobecov de 14 ani și din fericire nu a reușit să dea foc complet la autobuz de 16 ani, care tot aparține familiei Bobecov. Alaltă ieri, la miez de noapte, când au fost adoptate acele proiecte de legi controversate, eu, de pe tribuna Parlamentului, am vorbit despre criminalizarea Parlamentului, despre criminalizarea guvernării, dacă doriți. Și iată, noi vedem niște semne absolut clare că această criminalizare cuprinde și întreaga țară. Într-adevăr, dacă țara este guvernată papaneatea, dacă sunt trei grupări criminale politice, Dodon, Plahotniuc și Șor, care împartă la miez de noaptea banii, scheme. Desigur, toate aceste metode, toate aceste mijloace se răsfrâng și asupra vieții cotidiene ale cetățenilor, ale agenților economici. Și iată, noi vedem exemple crase. Țara se întoarce în anii 90. Guvernarea care deja nu are legitimitatea și care acționează după principiul pământul prăjolit, nu mai vrea și nu mai poate să controleze situația în țară în afară de interesele pecuniare ale unui grupări obscure din anturajul actualului președinte, iată, noi vedem că s-a dat frâu liber și la în teritoriu pentru reprezentanții grupărilor criminale să facă ce vor, să meargă cu amenințări, cu intimidări, cu presiuni asupra oamenilor care au verticalitate și care au poziție civică și politică activă. Platforma DA apreciază acest gest care s-a întâmplat azi noaptea cu activistul nostru, fermierul, consilierul municipal, un critic dur al fostului primar din Căușeni, Mihail Bobecov, ca un atac asupra poziției partidului, asupra poziției civice activistului Mihail Bobecov, asupra democrației, dacă doriți, întrucât cu foarte demonstrativ s-a produs acest lucru. Și metodele acestea noi le cunoaștem. Chiar dacă încă nu am acumulat probe, cam noi după maniera vedem de unde se trage acest lucru. Avertizăm toată societatea și ne adresăm către grupările criminale politice care încă mai conduc țara. Opriți-vă! Opriți-vă! Încă o dată repet.
N-a să fie loc liber pentru toți în avionul lui Dodon, dacă reușește să plece. Nu participați în criminalizarea Republicii Moldova. Nu urmați exemplele care sunt aici acum în Parlament. Opriți-vă, întrucât noi vedem radicalizarea care este în societate. Societatea ferbe. Societatea nu mai vrea, și s-a dovedit acest lucru în cadrul alegerilor, să trăiască în baza unor legilor banditești. Hoți în lege nu pot conduce țara în secolul 21. Opriți-vă! Opriți-vă! Până când noi nu fie trecute mai multe linii roșii. Încă nu e târziu. Dar ceea ce se întâmplă și ceea ce s-a întâmplat azi noaptea este un lucru mai mult decât grav. Noi niciodată, cei de la platforma, da, nu ne-am temut. Și prin istoria noastră de 5 ani, cu fiind împășcați cu gazele, cu dosarele penale, cu represiunile, cu interceptările, cu felajul. Noi asta tot am trecut. Și avem suficientă verticalitate să rezistăm. Dar voi acum periclitați securitatea internă a statului. Voi faceți un atac asupra securitatea statului. Voi încercați prin metodele banditești să aduceți haos în țară. Haos, banditism, să discreditați alte forțe politice, să arătați că schimbarea politică care s-a produs pe 15 noiembrie nu aduce altceva decât haos și acest haos o să fie pe seama voastră. Oamenii înțeleg foarte, foarte bine ce se întâmplă. O să răspundeți. O să răspundeți pentru ceea ce se întâmplă. Încă o dată fac apel să vă opriți că următorul pas poate fi depășirea liniei roșii. Aici mă opresc eu și vreau că câteva cuvinte să spună colegul meu și activistul Mihail Bobikov. Poftim, Mișa. Bună ziua! Cât de important. Gata. Astăzi, când ne pregătim de adunarea agricultorilor, primul meu mesaj care trebuie să fie, și eu cred că aceia că au ars automobilele, nu mai dezbate pe mine de la țintă care este a mea. Noi am dat 24 de ori să prinească hotărârea. Una. A doua. Azi e ziua poliției. Și dați-mi voie cum am vrut să-i felicit, așa și-i felicit pe dânșii, fiindcă ei trebuie să stăie în pază la interesul poporului. Încă o dată. Noi așteptăm de la poliția să îndeplinească ordinul așa cum scrie legea și cum i o dat cuvântul. Am de faptul care s-a întâmplat. La ora 4:35 a fost dat foc la automobilul lui băietul meu, Bobikov Anton, BMW X3 din 2006. Nu s-a temut absolut de nimic. Cămii prin prejur. Știind că or să fie căutat și găsit, asta 100%, el a mers la asta. Înseamnă că a fost dat comandă la așa ceva. Omul simplu, pur și simplu, din voia lui, nu face lucrul ăsta. Dușmani, noi n-am avut. Nici eu, nici băietul, fiindcă s-a întrebat la poliție. N-avem dușmani. Orașul noi, pe noi ne știe. Și băieții mei, spașnici, agricultor, și eu și băietul, care au muncit alături cu mine înainte de a cumpăra mașină luxoasă, cum spune domnul Chico, BMW X3, au lucrat cu mine alături umăr la umăr 4 ani de zile. Și au meritat această mașină. Cel mai dureros era pentru dânsul, când asta jucărica lui sau... Dar nu e jucărica, asta e taman că nu e jucărica, dar e mașină cu care el se deplasa când în Chișinău, când pe deal. Taman că trebuie o mașină asta mai puternică. Nu de atât că e fudulie. Și asta era cel mai dureros. Cel mai dureros că asta merge atac împotriva familiei. Împotriva copiii noștri.
Eu am fost un militar. Vreau să vă spun, în anii 90 eu am făcut serviciu în Armenia. Cum spune, grea tocca. Eu nu mă tem de nic. Dar când se atinge familia mea, copiii mei, credeți-mă, eu nu mă opresc la nimic. Eu rup capul. Și nu credeți că cu asta voi pe mine m-ați spăriet. Cu asta trebuie să fugiți de mine prin 10 km prin prejurul meu. Că eu o să vă găsesc. Ne întoarcem la protestele noastre. Voi credeți că din voie bună nu ai ieșit aici. Pe mine mă întreabă și eu singur mă întreb pe mine ce fac eu la protestele este, având 50 de hectare de pământ la o familie. Asta. Tata meu, eu, băietul meu. Dacă când văd prin prejurul meu nedreptate, când văd prin prejurul meu că băieții au un gaj și apartamentul, adică tăți s-au pus în gaj, n-au încotro, trebuie să pleci după hotar. Dar eu vă spun și la mine tăți e gajat, și casa, și mașina, și pământurile. Tăți e gajat. Noi n-avem încotro. Și guvernarea asta care împroșchie că noi suntem bogătași a Moldovei. Și tractoarele este care sunt cumpărate prin lucru. Majoritatea de la Căușeni, majoritatea au venit cu tractoarele lor și singuri la volan. Duceți eroare poporul. Amăjiți că având milioane și mașini luxoase, noi cheltuim banii a copiilor, a învățătorilor, a medicilor. Noi, care aducem 40% aproape în buget. Nu direct, dar printre aceia că cumpărăm și fungicide, și pesticide, și alte motorină, și alte multe care tot se scoate. Adică indirect vin banii ăștia în buget. Și voi împroșcați în noi, noi care putem să fim locomotivul economiei, voi împroșcați în noi, cuvintele este murdare. Voi în afară de a număra banii nu știți nimic. Creșteți pâinea. Uitați-vă la oamenii ăștia care au ieșit în piață. Odată pe mine m-a întrebat, dar cât vă plătești? Oamenii nici nu se închipuie că agricultorul nu ieșit de atâta că cineva lui plătește, dar de atâta că el are probleme care trebuie să fie rezolvate. Dar nu dus în eroare. Iarăși mă întorc la cazul ăsta care s-a întâmplat. Eu văd într-aceasta gest un fel să ne spare pe noi, agricultorii. Să arăte pe faptul meu, lăteți. Uitați-vă la ceea să ajungeți, dacă să mergeți împotrivă. Eu nu-mi bănuiesc poliția. Cel mai puțin. Dar totuși, cine stă în spate la provocatorii ăștia care împing bandiții? Clar lucru. Cineva stă și noi n-a să-l găsim. Poliția să găsească cine a dat focul. Eu 2-3 zile și a să-l găsească. Dar cine a dat zăcazul ăsta? Eu nu pot spun direct, fiindcă n-am dovedi. Dar eu știu precis cine stă după această fapt. Și vreau să spun încă una. Nu credeți că noi ne-ați spăriet cu această fapt. Noi încă mai tare a să ne întărim și a să ieșim și când poliția a să întoarcă cu furcile, noi cu furcile, dar ei cu armele, înspre parlamentari, guvernanți. Dacă atunci noi a să vedem cum e unit poporul moldovnesc. Mulțumesc! Mai avem o întrebare. Spuneți că nu aveți dușmani în orașul dumneavoastră. Așa cum spuneți că aveți un suspect, credeți că este vorba despre cineva dintre autorități, așa cum protestele sunt împotriva? Concret, să spun că aceasta om nu pot, dar mă gândesc că fostul primar orașului Căușeni, pe care l-am schimbat cu mare succes, spunem așa, platforma DA. După asta, după ce eu la meeting am spus două ori de acest subiect, eu cred că el s-a spăriat sau s-a nervat, nu pot să vă spun. Dar după aceste cuvinte, eu a fost atacul asupra mea. Fostul primar are vreo legătură cu protestele care se organizează? Eu l-am invinuit în mai mulți. Dumneavoastră îl suspectați pe fostul primar de Căușeni? Da. Dar
care este numele lui? Da, să facem așa. Asta e părerea mea, după care eu n-am nici un fapt și probabil că noi nici n-am să găsim doveți în privința la asta. Asta e părerea mea. Dar care ar fi legătura dintre fostul primar de Căușeni, care vor fi incendiat mașinile, cum spuneți dumneavoastră, și protestele care au loc aici, unde participă? Eu la proteste am spus că l-am dat jos de la primărie, ia să-l dau jos și de la deputat. Eu personal am spus asta. Adică el acum este deputat? Da. Și nu cunoaște cine este fostul... Am înțeles. Primar? Am înțeles. Atât, da? Da. Care sunt acțiunile dumneavoastră imediate, acum, că s-a întâmplat? Noi foarte bine colaborăm cu organele poliției. Deja s-au luat măsuri din prima oră, eu vreau să mulțumesc și salvatorii care deja au venit și au stâns, nu au dat voie să buhnească bacul, că dacă buhne bacul, înseamnă că se aprinde și casă, că era alături de casă. S-au defectat complet BMW X3 și o parțial s-au defectat bus, Volkswagen LT. Adică noi nu putem să ne deplasăm. Este două mașini care au fost în familia noastră și ambele sunt defectate. Dacă întârzie eu o leacă pompierii, înseamnă că s-a prindea și a doua mașină și dacă zbucne bacul, posibil și casa s-a prinde. Era alături de casă, vreo 10 metri. Ați estimat pagubele, ce sumă va cauza? Practic, nu m-am gândit, nu când n-am socotit asta, pur și simplu, mașinile nu sunt așa de noi, dar se reparate și în stare foarte bună, care noi cu dânsul le deplineau lucrul. De câmp, de ideal, dar cu mașina BMW X3, eu spun, la noi glodăm și noi cu altă mașină practic nici nu ne ridicăm, Niva și BMW X3. Băietul, eu vă spun, asta era mașina lui cu care noi ne deplasam în orice capăt. Înțeleg, familia dumneavoastră avea două mașini. Mașina mea Volkswagen, așa. Bus, mașina lui băiet, BMW X3. Și dumneavoastră cu ce v-ați deplasat de la Căușeni la Chișinău, dacă au ars mașinile? Un prieten. Un coleg. Coleg de-a meu de lucru, da. Mulțumim. Poftim. Vă dorim o zi cât mai frumoasă. La revedere. La revedere.